Hristos a înviat, dragi telespectatori, meteorologii vin cu o veste proastă și una bună. După două zile cu ploi și vreme mohorâtă, adică miercuri și joi, mini-vacanța de 1 mai vine cu temperaturi în creștere, dar până atunci ne așteaptă două zile de ploi și vreme urâtă în aproape toată țara. Dar în ziua de 1 mai se estimează că ploile se vor opri și temperaturile vor deveni la normal cu maxime de până la 22 de grade. În această dimineață, meteorologii au emis o informație de ploi ce acoperă toată țara până mâine seară la ora 8. Din fericire, de vineri, 1 mai, lucrurile nu mai par atât de sumbre, temperaturile încep să crească. Cel mai frig va fi la munte, unde anunță temperaturi de până la 12 grade ziua și numai 3 grade noaptea. Totuși, dacă vă gândiți să vă petreceți vacanța la munte, nu uitați acasă umbrelele, pentru că e posibil să aveți parte de câteva reprize de ploaie slabă. Cei care mergeți pe litoral veți avea parte de 17 grade și noaptea în jur de 90 grade. Meteorologii spun că s-ar putea să vină ploi, dar numai pe 30 aprilie și pe 2-3 mai. Dar până atunci să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. Mâine, valorile de temperatură vor continua să scadă mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale, unde vremea va deveni rece pentru această perioadă din an. Vom avea un cer înorat în partea estică a țării, iar în jumătatea vestică vom avea parte de descărcări electrice. Cerul va avea înorări, va ploua în majoritatea zonelor, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Excepție va face Oltenia, unde cerul va fi variabil, iar ploile izolate. Vântul va avea intensificări locale, mai ales în sud și în estul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, ușor mai ridicate în Muntenia și în vestul Dobrogei, iar cele minime se vor încadra între 0 și 8 grade. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine vom avea parte de descărcări electrice, iar temperatura predominantă va fi cea de 13 grade Celsius. În Crișoan avem temperaturi joase pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 11 și 12 grade Celsius. În Transilvania avem temperaturi cuprinse între 10 și 14 grade Celsius. Vom avea parte de câteva descărcări electrice, excepție făcând Brașovul, unde este înorat. În Oltenia avem temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade. În Muntenia avem descărcări electrice, excepție făcând Giurgiu și Călăraș, iar temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, cu 20 de grade în București. În Dobrogea scăpăm de descărcările electrice, însă cerul va fi înorat, iar temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 19 grade Celsius. În Moldova cerul este unul înorat, în Bacău va ploua, iar în Botoșan soarele zâmbește din spatele norilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, cu 14 grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani se registrează mâine 12 grade. Vom avea câteva averse însoțite de descărcări electrice. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!